tale nu o cunoaștem. Nici n-am văzut-o. Dochea. Dochea o cheam. Să fie sănătoasă. Dar voi, ce ați intrat așa aici? N-ați întrebat pe nimeni și nici măcar nu vă sun cai în bună rânduială. Să nu te superi, moșule. Suntem oameni străini. Asta văd eu. Acum o să mergeți la baba mea și mâine dimineață o să bat potcoave la cai. Că eu o să fierat și potcovar, dar potcoave nu pot bate decât mâine dimineață. Azi e duminică. Am fost la biserică și până m-am făcut o leacă popas. Da. La o crâșmă. Cum te cheamă, moșule? Pricop. Moș Pricop. La dumneata opresc toți cei care au cale lungă. Nu cumva mai pot covi cai de prin părțile Tarcăului? Ba, am pot covit. Și nu-ți aduce aminte? Nu s-a oprit la covălia dumitale astă toamnă? Un om cu un cal țintat. Ba, s-a oprit. Și ți amintești cum era îmbrăcat acel om? Îmi amintesc. Avea o căciulă brumărie și purta un suman așa înclinuș, camion, scurt, până în genunchi. Și era încălțat cu bot foarte. Acel om, Moș Pricop, a fost soțul meu. Bine. Dacă a fost soțul dumitale, n-am ce zice. Vrednic român. Numai că nu-mi plăcea că se ducea la drum asupra nopții. Eu aș fi avut plăcere să cinstesc cu dânsul, ca și cu dumneavoastră. Că eu cu oamenii din sat de la mine nu cinstesc. Dar cu oamenii străini îmi place. Îmi place că ei sunt călători, au necazuri și îi bine să stai în față cu un pahar dulce și cu o vorbă bună. Da. Omul acela zicea că vrea să se ducă noaptea, că se bucură să meargă pe lună. De oameni răi spune că nu-i pas. Are pentru dânsi pregătite pistoale încărcate în desace. S-a dus și într-o vreme oprins a cânta din solz. Ca să nu-i fie urât. Rămâi cu bine, Moș Pricop. Thank you.
Poftez, mă rog, cu ce pot să fiu la serviciul dumneavoastră. Te-aș ruga, domnule, să fii așa de bun și să cauți acolo într-o condică de-a dumitale despre niște vânzări de oi care s-au făcut astă toamnă aici. Se poate, asta nu costă parale. Om, dacă tot trebuie. Negustorul care m-a îndrumat la dumneata zice că să-ți dau de un crigăl de bere. Dacă a zis el așa, e bine, dar întâi să caut. În ce lună? În luna noiembrie. 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 Da, este. În luna lui noiembrie, duminica întâi, Gheorghe Adamachi și Vasile Ursachi au fundut oi 300 lui Nichifor Lipan. Asta este. Poftiți, mă rog, ce este? Acest Nichifor Lipan este soțul meu. Tare bine. Asta nu e lucru de spaimă. Nu, mulțumesc. Nu-mi datorești nimic. Eu băut atunci al dămaș și gata. Asta a fost cea mai mare fânsare de la noi. Bărbatul dumitale s-a înfățișat, a bătut palma, a scos parale și a plătit, apoi a cerut adeverință. Au împărțit după aia 100 de oi cu oamenii lui Gheorghe Adamachi și Vasile Ursachi, cu câinii și măgarii. Le-au pornit la vale ca să le ducă la un iernatic. Când abia se mai zărea colbul oilor, tocmai în fund, au încălicat și au plecat și ei. Cine? Păi, prietenul meu, Lipan, și cu cei doi munteni care am pomenit. Care munteni? De unde? Cine? Ia ca nu știu. A fost o tarafelă între ei. Au cântat lăutare, au băut, s-au îmbrățișat, apoi au încălicat și au plecat după oi. Eu am zis serfus și la revedere. Adevărat că de atunci nu l-am mai întâlnit. Ce femeie, de ce plângi? S-a făcut vânzarea celor oi. Nichifor Lipan nu s-a mai întors acasă. Nu se poate. Eu așa cântez. Dacă s-a întâmplat ceva neplăcut, se întoarce singur acasă. Eu nu înțeleg ce vreau să spui, dumneavoastră. Nu, dacă s-a întâmplat ceva neplăcut. Da, mă duc pe urma celor oi. Zici că au apucat-o spre vale. Da, mă rog. Spre vale, spre un loc de iernat. Da, mă rog, așa au zis. Au apucat-o pe neagră. Sper mi-a dat norocul miros să le adulmec din urmă în urmă. Thank you.
Ai vreo treabă? Tu niște datornici. Și pe mine nu vrei să mă întrebi unde mă duc și ce caut? Dacă poftești, ia că te întreb. Gheorghiță, trage baltagul și pălește-l. Ziua bună, Hangiule! Bună să-ți fie inima cinstită, jucăneasă. Cu ce vă putem fi de folos? M-am văzut trecând și ieri. Vă întoarceți așa de gravă? Am niște încurcături, niște daravel cu niște oieri. Bine, Hangiule, s-a ținut cumva la dumneavoastră și la Dorna, astă toamnă, un iar maroc cu o vânzare mare de oi. Aici, în Dorna noastră? Nu se poate, Angel. Nici iar maroc, nici vânzare de oi. Păi dacă spui, n-a fost. N-a fost nici aici, n-a fost nici în șarul Dornei, nici în șarul în Dorna Cândrenilor. N-a fost. De ce să... Aoleu, ba da, acum mă duc aminte. A fost mare iar maroc și s-au vândut toi multe astă toamnă. Dar vatra Dornei. Asta e. Da. Ceva de aliguri și niște vin? Da, jucune. Și să faci bine să cinstești și dumneata cu noi o cană de vin. Hai, Gheorghiță, stai jos. Doamnele Han. Multă vreme nu o să zăbobim la hanul ăsta, că nu ne e de niciun folos. Pune, Hanjiule! Apuși! Îmbucăm ceva și ne ridicăm. Bate vânt subțirel și călduț de primăvară și noi risipim timpul cu pomul. Mamă, de ce am umblat noi căutând și n-am lăsat treaba asta pe seama celor care sunt plătiți anume? Nu știu. Doar țara asta are judecători, poliție, lumbie. E o treaba lor. Eu am pe-a mea. Fă cum îți spun. Fac cum spui. Dar avem să găsim. Ce? Avem să găsim pe taică. Avem să-l găsim. De asta nu te îndoi. Mai bine ia și mănâncă ceva, că ai început să te jigărești de tot. Și eu n-am putere să mănânc baltagul. Tu va trebui să o faci. Așa e rânduit. Domnule Macovei! Apuși, apuși! Dar de unde știi tu că-l cheamă Macovei? Scrie pe tabliță țintuită la intrare. Dar de ce mai ești, măi băiete? Toți vă ridicați cu cap și cu învățătură. Numai eu sunt o proastă. Ia ca și vinul. Vă zic că, cinstită jupăneasă, dacă am înțeles eu bine, ai trebuință mare
Două știri despre armarucă din Vatra Dor. Așa, jupâne, așa. Ei. Mare, mare trebuință. Da. Să stai și să bei și dumneata o cană cu vin cu noi, jupâne. Eu s-o cot că trebuie să bei dumneata întâi. Care mă scodești. Eu dacă... Și ai fi de folos cu ceva, atunci o să buși și eu. Nu, mă plânge omul. Și nu-ți fie cu supărare. Să n-ai parte în viață de necaz, cum am eu acum. Păi, cinstită jupâneasă, mi-aduc bine aminte. Cam așa către începutul lui noiembrie, într-adevăr, m-a poposit mai la Vali pe Toloacă, o asemenea turmă cum cu cauza dumneata. Înțelegi? Când ciobanii s-au mișcat către hanul meu, au sosit și stăpânilor. Erau trei la număr. Trei? Da, trei. Unul era cu un cal mare, negru, țintat, și purtau căciulă brumănii. Omul meu. Omul lui tare? Falnicul. A dat poruncă pentru rachiu, i-a cinstit pe ciobani, a mai cerut pormolitre de tot de rachiu mai deosebită pentru el și ceilalți doi tovarășii lui. Ei, după aia, într-un târziu, s-au ridicat și au dat poruncă de plecare. Cine? Cine a dat poruncă? Ei, tot el cu căciul brumării. El avea două părți din moi și ceilalți doi aveau a treia parte. I-am auzit grăind și făcând socotelile iernaticului. Spuneau oile alții că o să trăiască bine oile într-o baltă a jijii. Da, asta-i. Aoleu, am uitat să vă spui. Uitat că înainte de a încăleca, cel cu căciul la brumărie și-a mai adus aminte de o datorie. Mi-a cerut un bucat de pâine și l-a hrănit el cu mâna lui pe un câine care l-avea cu el. Nu mi-a mai plăcut și asta. Cum se cade. O plătit cinstit ce era de plătit și o plecat. Zici că avea și câinele cu el? Da. Un câine alb cu pete negre. Și tovarășii lui, zici că erau prieteni și oameni de treabă? Da, de treabă și prieteni. Mi-amintesc unul era îndesat la trup, așa mic, negricios. Și celălalt era cel mai voinic dintre toți. Și râdea cel mai deci tare și bea. Avea buza de sus despicat, așa ca la iepuri. Dar ăla bea cel mai tare dintre toți. Nu, mare lucru nu spunea, nu punea multe vorbe, dar râdea și bea. Meșter la vorbe era ăla cu căciul brumării. Și cu cal țintat? Da, acela. Apoi îl cunosc. După dânsul umblu. Vreau să zic că ți-e soț. Mi-e soț. Am înțeles eu asta. Și acum umblu după dânsul. Ce să fac? Dacă nu umblă el după mine, umblu eu după dânsul. Mergem, Gheorghiță. Mulțumim pentru găzduire și pentru vorbele bune, jupâne. Apoi acum mergeți sănătoși și să vă găsiți paguba. Mulțumim, jupâne Hangiu. Hai, Gheorghiță. Ziua bună. Urma apare din semn în semn, adică din crâșmă în crâșmă. Uneori parcă se stinge, dar
Pe urmă răsare mai încolo. Turma a făcut popas la Borca, iar de acolo a apucat spre stânga, părăsind apa Bistriței. A ajuns la Sabasa și apoi a osuit pe aici, pe Stânișoara, ocolind singurătăți pe sub vulturi. Ăsta-i muntele Stânișoara. Dincolo e satul Suh, la marginea dinspre voi. Gheorghiță, înspre soarele ăsta care lucește în apa Moldovei s-a dus Nichifor Lipan. Aici s-a oprit el și s-a uitat în zări. Așa l-am văzut eu, cu fața întoarsă încolo, spre neguri. Postari ca stejarul, m-a mâncat jeleaș amarul. Și-am zis să mă pornesc noaptea, să mă duc să mă ia moartea. Moartea când am povestit, râzând de mine-o fugit. Stai tu slut și mă ascult, poate ai mil mai mult. Că am rămas singur în lume și n-am dorul cu el spune. Rămâneți aici la Han, la domnul Vasiliu. Eu mă întorc acasă. Îți mulțumesc, Nicoleș. Și spune domnului Toma că poate o să mă mai opresc o dată la dumnealui, când o fi mai puțin supărată decât acum. Parcă-i pripasa al nostru. Așa am eu un prieten care s-a oblicit la grada noastră după prima vifornică. Un câine hoinar?
Da, a venit la noi la poartă, cine știe de unde. Acum e cel mai harnic și mai deștept câine dintre toți câinii noștri. Îmi pare rău că nu l-am cunoscut, Niculăieș. Îl ținem la o gradă a vitelor, că simte noaptea șoamenii și fiarele de departe. Se întunecă. Vezi să nu te apuce noaptea pe drum. Hai! Apoi mă duc. Mi-a zis tata până în seară să fiu înapoi. Bine. Spune-i lui domnul Toma că-i mulțumim mult. Și... uite și paralele pe care ți le-am făgăduit pentru colegul. Hai să vă hodiniți bine, domnul Iorgu, un om cu stare și prieten cu taica. Bine. Drum bun. Acolo cu gura căscată. N-ai treabă în altă parte? E. Știu eu ce amintire ți-ar face dumitale trebuință jupăneasă. Eu... Să zicem despre o turmă mare de oi care a trecut astă toamnă pe aici, pe sub prima viforniță. Așa cam la vreo 300 de capete. Cam așa, jupăne. Da. Dacă mi-amintesc, Au trecut întâi oile cu ciobane și gospodăria. Și cu câine. Da, și cu câine și cu asine. Și în urma lor au venit stăpânii. Da, și în urma lor au venit stăpânii, da. Întâi au făcut popas oile și cu ciobani. Ciobanii au așteptat pe stăpâni. Nu. Ciobanii au luat întreagă câte o pâine și s-au dus repede înainte. Și în urma lor au venit stăpânii, nu? Erau călări. Da. Așa, după cum spui, în urma lor au venit stăpânii, erau călări. Amândoi au descălecat și au luat câte o gustare. Erau foarte grăbiți. Le-am dat niște scrumbie, pâine și bere. La mine aceste articole sunt de prima calitate. Am deprins a lua obiceiul ăsta de când lucrau talienii la pod și la șușe. Dar de ce spui dumneata că erau doi? Trei erau jupâne. Ba nu. Doi erau. Trei erau jupâne, adă-ți bine aminte. Doi erau. Și unul era așa înalt, mare, spătos, cu buza de sus crăpată ca la iepure. Da. Și celălalt mititel, negricios. Sunt niște oameni de la noi, de pe o vale, cunosc. Pe cel cu buza tăiată îl chema parcă iepure. Iepure? Ba nu, stai că greșesc. Pe celălalt, tocmai pe celălalt mărunt îl chema iepure. Ei, uite, asta nu mi-o amintesc, s-au dus după oi, știi? Și după aceea s-au întors? Păi, după ce și-au așezat oile la Iernatec, sigur că s-o fi întors. Pe celălalt îl chema Calistrat Bogza. Pe care? Pe cel cu buza tăiată. Doi erau, uite, acum mi-amintesc chiar și numele. Dar de ce susțin, Natale, că erau trei? Vorbesc și eu. Dacă dumneata spui jupâne că erau doi, înseamnă că doi erau. Era și bărbatul dumitale printre ei? Nu cred, domnule Iorgu. Și pe cel mititel, zici că nu-ți amintești cum îl chema. Uite, asta nu mi-amintesc, îmi rup tu capul. Te rog să-ți amintești, domnule Iorgu. Îmi face mare trebuință. Dumneata, bărbate, văd că ți-aduci foarte bine aminte de toate.
Numai numele unuia dintre gospodari. Nu înțeleg cum de l-ai prăpădit. Păi nu l-ai scris în condică? Păi, o minută să mă uit în catastif. Păi ia vezi. Ia să văd eu aici. Da. Uite, că l-am însemnat numai pe Calistrat Bogza. Dar pe celălalt știu că îl cheamă Iepuri. Nu se poate. Na, ba da. Nu, e numele tot al lui Bogza. Pentru că lui se văd dinții de sus prin despicătura buzei. Celuilalt îi zice Ilie Cuțui, pentru pe cum toată lumea știe. Păi de ce? Ce noi nu-i cunoaștem noi? Nu stau în sat la doi meri? S-ar putea să ai dreptate, nevastă, să știi că așa e, are dreptate. Îi sunt tare. Da, ce e cu anume? Zi, ce ai vrut să zici? Că sunt mulțumitoare pentru lămuririle astea. Așa, dumneata femeie, îl urmărești pe careva dintre dânsii pentru vreo datorie? Se poate, că s-au umplut și s-au lățit ca broaștele în tău. Stai. Da, da, eu o s-o leacă de neam cu nevasta lui Bogza. De la o vreme se sumețește și nu mai calcă pe aici. Dar ce, Ileana, zic? Ai uitat drumurile vechi și obrazul prietenilor? Nu, dar n-am timp și tare s-o ocupată. Când o auzi așa, să nu crăpi. N-are vreme și toată ziua ba la primăreasă, ba la preoteasă, ba în... Îți datorește ceva pe oile de astă toamnă? Când datoresc ceva ori unul, ori altul, se poate. Însă nu știu ce și cât. Păi bărbatul dumitale nu le-a vândut oile? Asta nu știu, Cucoană Marie. Nu ți-a spus? Cum să-mi spună? De la cel care nu este, nu poți afla nimic. Eu, Cucoană Marie, de asta toamnă sunt ca și văduvă. Hai, lasă-l! Te-a lăsat? Nici asta nu poți ști. Jupâneasă dragă, cum te cheamă pe domnia ta? Vitoria Lipan, după bărbat. Pe mine Maria. Dragă Vitorie, eu trebuie să spun dumitale ce am aflat de la nevasta celuilalt, a lui Ilie Cuțui, și aceea, Gafița. E o fudulă și se crede frumusețea pământului, pentru că bărbatul alată lumii gătită. Frumoasă e s-o fi părând lui, dar nu este. Iar Cuțui e un îmbrobodit, da? Ea face și el nu știe, ca și cum l-ar descânta să se iei cu cealaltă, cu a lui Bogza de mână. Tare se mai uită galeș una la alta și-și vorbesc de parcă le-ar fi limbile unse cu miere, da? Dar dacă ar putea și-ar scoate ochii. De ce, Cucoană Marie? Nu mai pot de bine. Le-a căzut din cer avere, da? La primăvară le fată altă sută de oi la prut. Bogza umblă numai beat și cu căciula pe-o sprincean. Da? Că vine de la crâșmă plin ca o bute, o îngrămădește într-un colț și o bate. Pe cine, dragă Cucoană Marie? Pe Ileana. De ce? Păi așa? Așa? Dovadă că-i bărbat și că e în putere. Dar ei nu-i pasă, na, are cu cine petrece. Și Cuțui? Bea și acela, însă mai puțin. De la Gafița? Aha, stai să-ți spun, e cam spăriet de la o vreme, da? De la Gafița am aflat ce zice Cuțui despre oi. Zice că le-a cumpărat el și cu Bogza de la un oier de departe. I-au pus în palmă toți banii și el le-a lăsat lor toate oile. Și cu acel muntean ce s-a făcut? Poate am putea să-i întrebăm pe ei. Păi da, ori ieși la întrebare și o-mi vedea ce ori spune. Și apoi după spus asta, o-mi vedea dacă nu pică jos fudulia unor muieri. Eu socot că cel mai bine ar fi să le trimitem vorbă cu un argățel de-al nostru. Așa. Pe care l-aburcăm pe un căluț iute, să-i poftească mâine la Han, că-i cheamă domnul Vasiliu la un vin bun. Așa, Cucoană Marie. Să știi că asta nu dă de bănuit. E bine. E foarte bine așa. Așa. Vor veni. Sigur vor veni.
Dacă nu sunt vinovați, vor veni pentru vin. Iar dacă sunt vinovați, vor veni ca să nu spuie lumea că le-a fost frică să vină. Ia mai pofti și altă dată și dacă vine Bogza cu țui, nu lipsește. Asta nu dă de bănuit. Cum o să dea de bănuit? Nevastă, nevastă, nevastă! Lasă-mă, lasă-mă, taci! Ghițișoar! Hei, ghițișoar! Fii atent! Deschide urechile! Iei iepșoara murgă că-i mai uite de picior. Da. Îi baci călcâile în pântec, te duci în sala 2 meri și dai de veste lui Calistrat Bogza și lui Ilie Cuțui să poftească la Han mâine aici că îi cheamă domnul Iorgu la un vin bun, ai înțeles? Dacă zic că au treabă, zile că... zile că s-a crește vinul stând în așteptarea lor și o să le facă rău după aceea, bine? Dacă te întreabă cumva de oaspeți, n-ai văzut, n-ai auzit nimic. Ai înțeles că pe urmă, Andra, fugi, fugi, așa, repede, ai venit? Stați, fraților și surorilor, și păptuiți, să poate să faceți una ca asta, să bănuiți de cine știe ce, poate de moarte, de om, pe niște oameni gospodari pe care toată lumea știe cum să cade cu avere și la locul lor averea pe care au câștigat-o cu cinste. Cum ar fi cutezat ei să lovească și să jăfuiască? Asta o fac hoții la drumul mare, dar nu niște gospodari din Suha. Tăi, cum îți vine dumitale să vorbești astfel? Cine a pomenit de moarte și de jaf? Eu nu cred una ca asta. Și nici femeia asta nu poate crede, nu? Dar se cuvine să se înfățișeze și să dea seama unei femei sărmane care umblă prin lume ca o văduvă. Să-i arate cum au cumpărat oile, să-i dovedească ce parale au dat pe ele, să-i spuie pe ce drum și spre care parte de lume a plecat acel oier cu numele de Nichifor Lipan? Asta se cuvine? Păi dar se cuvine, sigur că ăsta-i dreptul femeii, sigur că se cuvine. Va să zică, avem dreptate să facem întrebarea. Dar eu aș da o leacă de sfat și aș spune așa, dragă Vitorie. Dragă Vitorie, să nu-ți calce piciorul, numai cu feciorul dumitale, în loc străin, într-o singurătate ca la doi meri, că poate nu-i găsești acasă. Da. Dacă îi găsești, poți să se supere că le cere asemenea socoteală. Uite, dumnealui soțul meu zice că ei ar fi pălit pe oier. Poți să te pălească și pe dumneata. Am spus eu asta. Se înțelege că ai spus. Da, și chiar dacă n-ai fi spus, eu socot că am gândit bine să le trimitem vorbă să se ridice până la Han. Și acu' dumneata, bărbate, stai așa, îți pui căciula cea nouă. Iei haina, îmbracă-te iute și dai o fugă. Dai o fugă la domnul notar și la domnul primar. Lasă-mi. Și îi poftești mâine la Han la un vin bun. Lasă că nu te refuză ei. Fugi, ai venit, această femeie vine tocmai de la Tarcău și nu poate sta singură în loc străin împotriva unor clocani ca Bogza și Cuțui. Păi dar de ce-i faci clocani? Păi așa? Acum vrei să zici că nu-s clocani. Bați clocani! Ei, ori fi și clocani, dar în ce buclug mă bași, femeie? În ce nebunie mă bași? Lasă că nu-i nicio nebunie. Foarte frumos o să-i întrebe nevasta asta și eu să răspundă de asemenea. Fugi! Ai venit? Iar eu am să mă duc cu nevasta asta sus, în odăiță, să mai stăm nițel de vorbă. Hai! Un hai, minut hai, zăbavă, cucoană Mărie. Un minut zăbavă. Gheorghiță! Ia vină un coace. Da, mă. Ești ostenit? Nu. Ți-e foame? I-a trecut. Atunci încalecă pe cal și du-te după Niculăieș la domnul Toma, la Sabasa. N-ai plecat, bărbate! Bine! Fugi! Plec! Fugi! Am eu o bănuială, băiete, care mă roade pe dinăuntru. Și dacă e așa cum cred eu, îi dai 200 de lei lui domnul Toma și mulțumești și spui sănătate de la mine. Acolo, în grajd, i-a scăpat o vorbă lui Niculăieș. Și de atunci mă tot gândesc la ce a spus copilul cela. Du-te, Gheorghiță. Vezi ia seama. Să lasă noaptea. Bine. Și acum să mergem cu Coana Mărie.
în odăița dumitale. Hai, hai să te odihnești, să spun și să nu crezi, dragă Vitorie. Nevasta lui Bogza a ținut asta iarnă cu Hana Maria să veniți mâine la Han. La un vin bun. Cea mai cumoț și se ține cea mai fudulă. Domnul Bogza o mai pălește din când în când. Bine că o bate, atâta numai că nu-i de niciun folos. Numai primăreasa s-ar putea pune cu dânsa în privința rumenelelor. Cât despre farmece și vrăji, ascultă-mă pe mine, nu-i alta să o întreacă. Nu ți-am spus, Vitorie, dragă, că a ținut asta iarnă 3 săptămâni o unguroaică numai pentru învățături dintre acestea, să se zău? Oleu, dacă o vezi umbră pe ăsta... Copoane! Stai! Copoane! Stai așa! Nu intra! Ia zi ce ai făcut. Păi, erau acasă. Aha! Și când au aflat că îi cheamă mâine cineva la Han, ce-au zis? Păi, ce să zic, n-au zis nimic. Păi cum n-au? Bogza a rânjit, Cuțu i-a zis bine. Auzi, dar n-au întrebat, n-au cercetat? Ba da. Și tu ce le-ai spus? Păi, nu le-am spus nimic, așa mi-a fost porunca. Așa, bravo, ascultă, stai așa o leacă. Da, alu Bogza ce făcea? Femeia lui Bogza? Așa. Păi nu știu, când m-am uitat pe fereastră. Nici palul Cuțui, n-ai văzut-o? Nu ți-am spus eu, ți-am spus. Bogza! Așa! Bogza a întrebat cine a poposit aici. Așa. Aici, la Han. Aha. Și tu i-ai spus? Așa. Nu i-am spus. I-ai spus, nă, totule, i-ai spus, sătică, ți-am spus să nu spui. Stai așa și când au zis că vin? Mâine dimineață, du-te și te culcă acum să nu te mai văd. Bată-te, Dumnezeu. Vitorie dragă, abia aștept să-i văz mâine dândoie cu dumneata. Acu culcă-te. Culcă-te să-ți liniștești cugetul, că-i fi ostenită. Trebuie neapărat să prinzi puteri. Noapte bună. Noapte bună, până mă vin. Sa și Suha trebuie să se găsească și cheia adevărului. La creșma lui domnul Toma au fost 3. Dincoace, peste muntele Stănișoare, la Suha, Nichifor Lipan nu mai era. S-a înălțat la soare, ori a curs în jos pe o apă.
Nu. Cum ai știut, mamă? Eu mă l-ai găsit. Ce a zis domnul Toma? S-a mirat întâi de întrebarea mea. Pe urmă l-a chemat pe Nicolae și pe băiet. Ne-am dus amândoi în ograda câinilor. Lupu a ieșit dintre cei mai câini, a adulmecat și a sărit pe mine. Vino încoace, băiatule. I-am mulțumit frumosul domnul Toma. I-am desfăcut la vedere 200 de lei. Mi-am luat câinele și l-am adus. Bine ai făcut, Gheorghiță. Acum mă duc să-mi buc ceva. Am un deșert de foame în burtă. Du-te și mănâncă, băietul, mami. Poftiți. Mulțumesc. Așa. Poftiți, vă rog, poftiți. Auzi, zice domn primar, ce dacă ne-a poftit Iorgu? Dumneata trebuie să fii nevasta lui Lipan. Ai venit după vreo datorie? Eu, pe câte știu, am plătit lui Lipan toți banii. Poate cuțui să-i fi rămas ceva dator. Eu? Ba, nu-i datorez nimic. Atunci ai venit să vezi cum trăim noi aici la Suha. Trăim bine! Alții, într-adevăr, trăiesc bine și văd împăcați. Numai pe mine m-a lungat supărarea de acasă. Așa. Și din care pricină, femeie? Spune! Poate te putem ajuta cu ceva, nu? De asta ne-ai chemat neata aici, nevastă. Ei, dumneavoastră, nu știți, oameni buni, că nevestea acesteia încă nu i s-a întors bărbatul acasă? Și dacă nu i s-a întors acasă, ce putem să-i facem noi? Ha? Nu puteți face nimic. Dar ca o femeie necăjită ce mă aflu. Am venit la niște prieteni ca să-i întreb. Să-i întreb și să-mi răspundă. Când s-au despărțit de Nechifor Lipan, ce vorbe au grăit? Încotro au văzut că apucă. Poate aș înțelege ceva din care aș ști unde să-l caut. Ce aș putea să spun eu? Pe drum venim de la... De la Dorna. Ne-am înțeles asupra vânzării oilor. I-am dat paralele. O parte a dat cuțui, care e aici de față. Altă parte am dat-o eu. Ne-am despărțit. Lipan încă arăta mare grabă. Dacă aș putea să știu unde s-a întâmplat asta. Vrei să știi unde s-a întâmplat asta? Pe drum. Pe drum. În care loc anume? Ei, dumneata, de unde vrei să știu eu în care loc anume? Da, pe câte mi-aduc aminte, ne-am oprit la crucea... La crucea talienilor. Și după ce i-ați plătit, pe ce cale a apucat? Cum pe ce cale? S-a întors înapoi, la el acasă. Nu te supăra, domnule Bogza. Vreau numai să știu dacă Nechifor n-a spus ceva din care aș putea înțelege că n-avea de gând să se întoarcă acasă. Nu mă supăr, nevastă, cu toate că mie asemenea întrebări multe și mărunte mie nu-mi plac.
Poate ai vreo bănuială, spune-o curat. Nu-mi da prin prejur ca musca care, ca albina care vrea să-mi pungă. Domnule Calistrat, departe de mine vreo bănuială sau vreun gând ascuns. Vreau numai să știu dacă ai aflat ceva de la el. N-am aflat nimic. I-am dat paralele, s-a întors în treaba lui. La crucea talienilor. Precum am spus, da. Și oile trecuseră înainte? Da, ca totdeauna. Deci un baci sau un cioban nu l-a mai văzut după aceea. Putea să-i lepe de aceluia un cuvânt. Nevastă. Ei, nevastă. De la cel care nu știe. Nu poți cere o căruță de vorbe, nu? O femeie îți poate spune mai multe. Un bărbat tace. O poate o fi din cei cu care soțul dumitale s-a văzut după aceea. Nu or fi cârciumare la care a făcut popas la întoarcere. Or fi din cei care au fost martori la învoială și la numărătoarea banilor. Așa că asta-i. Uite, ce am știut și mi-am adus aminte, am spus. Hai. Poate Cuțui să mai știe ceva. Păi eu ce să mai știu? Nu mai știu nimic. N-ai dus. N-ai dus ulcica la gură, domnul. Păi eu te conduc. Așa, așa, bea, bea. Să-ți mai pun. Hai să-ți mai pun. Mai dacă a fost un cioban de față, îi poți scrie și îl poți întreba. Dacă a fost un om străin, poți să te duci să-l cauți, să-l cercetezi, numai să știi anume cine-i. Așa. Uite, dacă mi-ai mai aduci aminte, eu îi mai spune, dar eu mai degrabă mă gândesc la alta. Să nu se fi săturat de vechi și să fi căutat nou. Cum ai spus dumneata, domnul Calistrat? Și-o fi găsit altă femeie. Și asta se poate. Numai să nu fie cea cu dinții rânjiți. Cam acru vinul, domn Vasiliu. După invitația dumitare gândeam să fie mai bun. Mi-a luat nevasta un vin de jos, de la cotul Vrancei, vă poftesc la mine acasă. Vii, Cuțui. Cuțui, vii? Viu. Sunt tare tristă că nu v-a plăcut vinul nostru. Nata, mai rămâi, domn notar. Nu. Domn primar. Mi-e milă de această nevastă. Măi, femeie, vom cerceta. Vom face strigări la primărie să vină cei care l-au cunoscut pe Nichifor Lipa și să spună când s-a întors de la crucea talienilor. Vă mulțumesc, domnule primar. Dorim să-ți fim de folos, nevastă. O să ne abatem să-ți facem pagubă la vin. Domnul Bogza, fii bun și nu te supăra. Dumneata care a fost prieten cu Nichifor Lipan, dacă îți mai aduce aminte de ceva, poate vii să-mi spui. Nata, rămâi în han la Suha? Rămân, ce să fac? Musai să-l caut, că numai unul am. Până acum l-am căutat pe drumul mare. De acum încolo l-ai căuta prin râpi, ca să-mi fac datoria. Apoi fiecare cu datoria lui. Bună ziua! Gheorghiță, băiatul lui și al meu. Lipan avea o vorbă. Care vorbă? Nimeni nu poate sări peste umbra lui. Adevărat. Frumos cuvânt. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua!
nu e bine, nu e bine ce faceți voi, femeilor. Nu e bine, nu aveți minte, intrați în păcat. Nu se poate arunca așa deodată o bănuială așa de gravă asupra unor oameni gospodari ca Ilie Cuțui și Calistrat Bogza. M-am pus rău și cu primarele și cu ei și cu notarele, care le sunt prieteni. Într-adevăr, e greu să arunci bănuiala asupra unor oameni ca Ilie Cuțui și Calistrat Bogza. Păi și dacă ai aruncat-o, musai să o dovedești. Nu poți să-i lași așa în gura satului. Și unde găsești dovada dacă ei sunt curați și să-ți sunt tari? Și asta e adevărat, că sunt curați și să-ți sunt tari. Înțelept ai grăit, domnule Iorgu. Va fi greu cu dovada. Gheorghiță, ai adus cai? Da, sunt afară. Să mergem. Lasă câinele, Slobot! Câinele de semne, de mire, de mire. Semne de neliniște. A găsit ceva. Gheorghiță, coboară în râpă. Nu știu să mă cobor. E un pripor gol, fără cărare. Coboară, spun. Lupo, a găsit ceva.
cunosc pe acești oameni. Viața muntenilor e grea, mai ales a femeilor. Uneori stau vădăve înainte de vreme. Ca dânsa. Unii își câștigă pina cu toporul, alții mai vrednici își întemeiază stân în munte. Acolo stau cu singurătățile până se întâsinează ziua. Ar putea trăi la vale, unde jucoile la iernat și viața de fi mai ușoară, dar munteanul are rădăcini la locul lui, ca și pladul. Proces verbal. Încheiat astăzi, 5 aprilie. În răpadă după al doilea pod spre Sabasa. Ajungând la anumitul loc, la chemarea numitei Lipan Vitoria, se constată existența a două schelete. Unul uman și altul de cabalină, împinse pe solul râpei. Ai scris? Da, domnule. Acesta e omul după care umblai? Acesta e, domnule. Se constată că decesul s-a produs de câteva luni, ligamentele păstrându-se încă. Cum se vede, omul din Italia a fost omorât și jefuit. Așa e, domnule. Însă în tașcă se află ceva paralele. Chimirul n-a fost desprins de pe el. E ucis careva din dușmanie? Nu se poate să-l fi dușmanit careva, domnule. Când Nechifor a venit de la Dorna până aici, am însoțit de doi prieteni. Ce prieteni? Păi, după cumpărătura de oi de la Dorna, Nechifor a venit până aici însoțit de doi tovarăși și prieteni care trăiesc și acum, în sat, la 2 metri. Aceștia arată că au cumpărat oile de la Lipan. După cumpărătura oilor și numărătoarea banilor care s-a făcut sus, Lipan s-a întors curcegând spre casă. Atunci se vede că cineva care a fost de față și-a văzut târgul și numărătoarea banilor, s-a luat după el și l-a lovit. Așa spun cei doi gospodari, și anume Calistrat Bogza și Ilie Cuțui. În ce spui dumneata, femeie, eu nu pot alege nimic. A fost vreun martor când s-a făcut târgul? Eu nu știu, n-am de unde știu, domnule subprefect.
Dumneavoastră o să întrebați și eu o să vă răspundă. De asta o să ne ocupăm noi. O să-i întrebăm. Dar ce știi despre acel martor? De unde l-ai scos? Eu nu l-am scos de nicăieri, domnule subprefect. Dar trebuie să fi fost. Trebuie să fi fost acolo un străin care a văzut numărătoarea banilor. Gospodarii au să dea seama despre asta. Bănuiești cumva pe vreun din cei doi prieteni, Calistrat Bogza și Ilie Cuțui? Eu nu bănuiesc pe nimeni. Dar acolo trebuie să-i fost careva care a văzut numărătoarea banilor. Ei au să dea seama, ca bun gospodar ce sunt, să spună cine a fost acel martor care a văzut numărătoarea banilor. Tot vorbești de martor. Grăiești eu ca o femeie slabă, ce mă aflu? Lasă martor femeie. Datoria mea este să-i strâng în chinci pe cei doi. Oricât de viclen ar fi, cu mine nu se pot pune. Am descoperit eu cazuri mai grave. Dumneavoastră veți face cum veți crede că e mai bine, domnule subprefect. Mie numai să-mi dați voie să mă îngrop omul și să fac rânduielile cuvenite. Asta e treaba dumitale, nevastă. Treaba mea este să chem pe acest oameni la primărie și să-i cercetez. Așa, femeie. Îi chem pe oamenii aceia la primărie ca să-i cercetez. Și cred că n-ar fi rău să fie acolo de față, când am să le fac întrebare. Hai, Gheorghiță. Ce pot pentru ca să știu eu, domnule subprefect? Eu nu pot pentru ca să știu nimica. Na. Și eu, și eu. Te cred, domnul Bogza. Dumneata, ești un om cu stare. Te bucuri de o deosebită considerație. Dar eu am datoria să te întreb. Dumneata, ai datoria să-mi răspunzi. Căci de la Dorna și până aici te-ai aflat cu Nichifor Lipan. Ați călătorit împreună, ați mâncat împreună, nu-i așa? Chiar așa e! Fiindcă e așa, te rog să ai bunăvoința să-mi spui unde v-ați despărțit. E bun să-ți aduci aminte și când v-ați despărțit. Ca să pot prinde un fir. Care fir? Să
pot prinde un fir. Să găsesc o urmă. Să încep cu ceva. Care urmă? Pe mine, domnule subprefect, să nu mă năcășiți, că destul am eu pe cap. Eu de moartea acelui oier nu pot pentru ca să știu nimic. Ce pot pentru ca să spun eu decât atâta? Cum că eu și Cuțui ne-am despărțit de el când am ajuns sus în vârful Strișoarei. Când a văzut el cât drum mai are până la apa Moldovei și de acolo până la apa Prutului, s-a lehămătuit și s-a hotărât să se lase de turma aia. Am eu destule oi, zice, la apa Jijiei. Dați-mi câștiga și pentru celelalte 100 și cheltuielile pe care le-am făcut și să mergeți sănătoși și să aveți spor de la dânsele. Așa a zis și a plecat acasă. Așa a fost? Chiar așa. Și i-ați dat banii? I-am numărat paralele hârtii de câte 1000 și de câte 100. Nu se putea să fie altfel. Gospodarii au numărat paralele. Celălalt stă acolo și a văzut. Care celălalt? Lasă-ne, femeie. Nu încurca lucrurile. Eu nu le încurc, domnule subprefect. Eu vreau să descurc pe acest om care nu-i vinovat cu nimica. Cineva a stat acolo și a văzut numărătoarea banilor. Acela trebuie căutat și cercetat. N-a fost niciun străin, femeie. Ți-am spus. Da, poate să fi fost. Vedeți? Vedeți? Poate că a fost. Dumneavoastră credeți că eu vorbesc de domnul Cuțui? Uh-huh. Dacă a fost, să spună omul. Cum îl cheamă? Îl cunoaște? Nu cunosc. Poate pentru ca să știe Cuțui. Să intre Cuțui.